Bună dimineața! Începe o nouă săptămână de strâns semnături pentru candidatura mea ca independent la alegerile parlamentare anticipate. Prima lozincă mi-a luat-o vântul și ploaia. Și iată pe a doua am uitat să întorc camera ca să o puteți citi. Și așa că o vedeți în oglindă. De fapt, nu e chiar o săptămână întreagă, că am început să strâng semnături pe 12, miercuri. Și iată, după 5 zile de muncă, cam câte 8 ore, 8-9 ore pe zi, stând în stradă, la kilometru zero sau la Ciocana, la piață, pe alee seara, sau pe bulevardul Moscovei, colț cu alee cu Rusoș, cu strada Kiev, la Râșcanii, Chișinăului. Constat că am ușor peste 200 de semnături, ceea ce înseamnă vreo 10% din necesarul ca să fiu înregistrat ca independent, conform prevederilor codului electoral. Și semnăturile sunt împărțite cam așa, vreo 100 pe vreo 4 liste complete din Chișinău și cealaltă 100 e pe celelalte 85 de liste din toată Republica. Am auzit de sate despre care n-auzisem, cam toate suburbiile Chișinăului. Și nu pot să refuz omul, nu? Iată, din Colonița am 4 semnături. Ieri de la Ciocana au venit mai mulți. De la Bubuieci, 2 semnături. De la Durlești, 3 semnături. Ghidighici, Grătiești, câte una. Sângera, 2. Stăuceni, 2. Crușeni, 1. Vadul Vodă, 3. Mai departe sate. Am avut imprudența când am candidat la locale și atunci mi-au dat numai 13 liste, nu știu cât, iar suburbii sunt 18. Am avut imprudența să sun la comisia electorală și să întreb ce să fac, am mai puține liste decât doritori de a semna și am întrebat, poate spun Chișinău de o parte și suburbiile, tot municipiul Chișinău și candidam pentru circumscripția Chișinău, totuși, să le pun pe alte foi împreună. Și au zis că da, se poate. După aceea n-au mai confirmat că mi-au spus da, se poate, dar în codul electoral scrie fiecare localitate trebuie pusă pe lista aparte. Fără noimă, că inițial era asta necesar când trebuia să te duci la primărie, la primar, la primăriță, să te rogi să-ți ștampileze că ai fost, că ai strâns la el, la ea în sat semnăturile celea. Da, acum, eu ce am pus Cricova cu satele împreună, dar asta e suburbie. E că le și mai amestec, le mai și încurc, că e nevoie. Încă suburbiile nu-i problemă cu duzina. Dar cu satele, centrele raionale tot nu-i problemă, că sunt câteva orașe, maxim 30 acolo. Nu am eu 30, probabil vreo 10 centre raionale. Dar cu satele o să fie mari nebunii. O să trebuia să-mi fac un clasificator cumva pe raioane sau în ordine alfabetică, nu știu cum să le ordonez, ca să le caut când vine omul. Că iată, mi s-a întâmplat la Criuleni aici, nu Ratuș, dar am uitat cum se cheamă satul ăsta. Am două liste, că nu mi-am adus aminte că mai am una și câte o semnătură pe fiecare. Deci, iată, două liste sunt ocupate cu același sat, cu două semnături din același sat. Deci, situația e urâtă din motiv de birocrație. Din motiv că în lege era prevăzut cândva să te duci să ceri semnătură de la ștampilă de la primar, că ai fost la el, la ea în sat și ai strâns semnături. După ce eu scos chestia asta, că era chiar aberantă, că mi s-a întâmplat, țineți minte, și la Iloveni, și la Colonița, și la Vadul lui Vodă, primarii să nu vrea să ștampileze, așa, că nu vrea el. Că duci și te plângi, până te judeci, până te examinează poliția, trec alegerile. La Hâncești, țin minte că am avut probleme cu fetele cele angajate la primărie, care se uitau în lege, vedea că e prevăzut că nu trebuie, că la Urhei îmi cerea chiar să fac copii de pe liste. Noi să vedem și semnăm acolo, să ștampilăm acolo, că trebuie să știm. Da, în principiu da, dar dacă era prevedere legală, bine. Au scos aberația asta din lege.
Dar a rămas aberația că trebuie liste separate, chiar dacă toată țara e o singură circumscripție. Și acum uitați-vă, îs plin de liste, cu câte o semnătură, și mi s-au terminat hârtiile. Pentru că și nu mai am o listă sau două, și va trebui să mă duc azi la CEC și să mai cer vreo 100 de foi. Mi-au dat 90. Și am deja teancul plin cu hârtii începute, dar semnături câte una pe foaie, câte 2, 3, 4, 5 maxim. Deci ia uitați-vă ce bătaie de joc prin lege. Și în plus e pandemie și oamenii se tem să se apropie. Și n-au vrut să facă strângere de semnături electronică, cum o permis câinii cânește de mântuială în România. Putea să facă site-ul, check, să facă un formular acolo și oamenii introduceau datele care se cer și așa se cer o grămadă de date personale. Nume, prenume, adresă completă de locuință și după aceea numărul și seria buletinului. Și mai grav, totul trebuie să fie scris de mâna omului. Și toată lumea trebuie să pună mâna pe pixul ăsta sau pe celălalt cu care am strâns semnături până acum, chiar dacă le dau cu dezinfectat din când în când, și chiar dacă oamenii ar trebui să se dezinfecteze din când în când pe mâini, oricum își pun viața în pericol, mai ales că eu stau alături de ei, persoanele care vin și semnează, ca să veghez că scrie corect, pentru că fiecare trebuie să scrie cu mâna proprie. Și începe a scrie nume îndrept cu prenume sau invers, sau le scrie pe amândouă împreună, după aceea în loc de anul nașterii scrie anul curent și tot așa. Ia uitați-vă câte mâzgălituri au făcut unii. Și trebuie să stai alături de el. Cum să respecti distanța minimă recomandată dacă trebuie să vezi ce face omul și să-l ajuți, mai ales când îi tremură mâna, mai ales eventual să-i ții cartonul ăsta, mă înțeles celor care mi-au dat mape. Deci legea e total nedreaptă cu candidații independenți, mai ales aceia care nu sunt mafioți, care nu au bani să cumpere semnături sau să cumpere oameni care se ocupe de chestia asta. Și iată, dacă o faci singur sau cu oameni voluntari, s-ar putea să fie imposibil de ajuns în politică. Politica moldovenească se pare că e făcută doar pentru boieri, pentru găști mari, pentru milionari, pentru acei cu Porsche, BMW și alte mașini bengoase, dar eu cu scuterul, cu trotineta sau cu transportul public și cu lozinci pe cartoane, s-ar putea să rămân pe din afară. Pentru că așa e legea, pentru că așa e situația pandemică, pentru că așa e interpretarea de către CEC, care s-ar părea că nu jucători politici, n-ar trebui să aibă interesul să descurajeze pe nimeni. Și așa, pe lângă faptul că trebuie să strângem 2000 de semnături în timp ce partidele deja și-au înregistrat candidații și pot să zici că fac și campania electorală, chit că abia de la 11 mai o să fie posibil, mai avem și pragul electoral de 2% și mai avem și birocrația asta cu cine și cum semnează. Ieri prin piața la Ciocana striga cineva la mine: băi, abia de pe 11 iunie se începe campania electorală, n-ai voie să faci chestia asta că se chem poliția. Îți dai seama, oamenii, cât de ignoranți și cât de puțin înțeleg ce înseamnă strângere semnături, ce înseamnă campania electorală. Dar la campania electorală, când o să-l vadă pe cineva dând cadouri, mituind alegătorii sau făcând campanie electorală până pe 11 iunie, de exemplu, sau în ziua alegerilor, în ajun de alegeri, nu se reacționează așa. Cel mai probabil din comoditate, din complicitate sau din frică. Și ca așa ne chinuim. Mă înțumesc că mă urmăriți, mulțumesc că dați like-uri, comentați, share-uri. În felul ăsta mă ajutați, chiar dacă sunteți de departe. Alexandru Alex mă întreabă dacă facem treabă sau nu. Încerc! V-am zis, mi s-au terminat listele, dar încă nu le-am împlut. Abia 4 liste din Chișinău sunt pline cu semnături, celelalte au câte o semnătură, două. Și mi s-au terminat listele, că așa e legea idiotă, trebuie pentru fiecare localitate lista aparte. Și fiecare om trebuie să semneze, să introduc toate datele cu mâna lui. Mai ales că trebuie date din buletin. Și n-aș vrea să pun mâna pe buletinul omului ca să verific dacă au introdus datele corect, ci foarte mare probabilitatea ca datele cele să fie greșite sau scrie un 8 care seamănă cu 6 și tot așa, și din motivul ăsta să-mi invalideze semnături. Amintiți-vă că exact așa s-a întâmplat în
Și în 14, când am candidat prima dată, țineți minte că nici Ciocan, președintele CEC, nici Volentir, secretarul CEC, nici Urâtul, vicepreședintele CEC, n-au vrut să voteze ca să fie înregistrată candidatura mea. Că nu știu ce li s-a părut lor, că e scris cu aceeași mână, dar atunci nu era regulament care să ne oblige. Sau regulamentul spunea una și codul scria alta și după aceea au interpretat și le-au făcut la fel. Și atunci aveau de gând să nu mai înregistreze. Chiar se pare că s-a pus la vot de două ori, odată au votat majoritatea contra, după aceea cineva a zis, ia, stai să mai votăm odată și au votat de două ori candidatura mea. Și acum la locale și când încercam să candidez în circunscripția 33, aici sud, vestul capitalei, chiar m-au scos din cursă pe motiv că nu erau suficiente semnături bune, le-au considerat nebune semnăturile care erau puse împreună toate suburbiile pe aceeași listă. Și era aceeași circunscripție, acei oameni aveau dreptul să semneze și să voteze pentru mine. Nu, trebuia să fie liste separate. De ce? Că așa scrie în cod. Dar nu-i logic. N-are nicio explicație logică. Și am contestat la CEC și CEC a zis că da, așa trebuie. Și acum, iată, încerc să fac altfel. Și am epuizat listele. Mă duc azi să mai cer 100 de liste de la Comisia Electorală Centrală. Cel puțin, dar să văd cum o să le gestionez. Că 100 de sate ordonate, chiar și pus cu lista așa, făcut, iată. Ciorescu, Cricova, Bubuiești, Durlești, Grătiești, Săuceni, Trușeni, Vadul Vodă, Ghidighici, Sângera, am pus numai suburbiile. Și din coace centri raionale. Orhiei, Căușeni, Cimișlie, Ialoveni, Hâncești, Nispureni, Râșcani, Șoldănești, Ungheni, Călăraș, centrele raionale. Dar de sate nu vă mai spun câte sunt. Chiar și din Transnistria au semnat oamenii. Unde am pus eu Transnistria? Din Tighina știu sigur că am o semnătură. Și din Cocieri. Și cam atât e cu Transnistria. Și vă spuneam că am aflat de sate noi despre existența cărora nu știam. De Chiurt auzi, ia ca Porumbeni. Porumbeni am de două ori satul. Pentru că unul nu a scris, sau era alt sat, nu știu cum, din aceeași comună, ceva de felul ăsta. Ia cu nebunia. Teșcureni, Ungheni, Chiurt, Abaclia, ia ca așa sat. Borogani, da bine, Borogani am auzit. Mândic, Drochia, Gălești, am și fost la Fram la Gălești. Dahnovici, Crihana, Corten. A, ați auzit vreodată de satul Corten? Prima dată aude, Corten, Taraclia, Caracui, Sârboveț, Stepsoci. Ia că de la mine din sat, s-a găidat cu nou. De la mine, de la Pepeni, că nu a fost nimeni să semneze. De la Bălășești sunt, de la Rădoaia sunt, de la Bănești sunt doi semnatari chiar. Altădată nu semnau niciodată din Bănești, acum doi s-au găsit. De la mine din Pepeni încă nu a fost nimeni. Și vreau să deschid listă de Pepeni, nu mai am. Sau mai am doar una în limba rusă, cred că. Că mi-au dat și 20 de liste în limba rusă. De parcă le-am cerut. Cam văd că oamenii de vorbitori de limba rusă n-au probleme. Nu-mi cer neapărat să le explic ce scrie acolo. Și cei mai mulți știu să scrie cu litere latine. Deci nu văd rostul pentru ce spun buletine de vot și liste de subscripții în limba rusă, dar bine, poate unii mai principiali așa să insiste pe asta, ca adică să le respecte drepturile. Cam asta e relatarea mea. La începutul celei de-a doua săptămâni de strâns semnături pentru candidatura lui Brega ca independent. Vorba clasicilor, și e greu, nu e ușor. Mai ales dacă așa au fost făcute legea, ca să te descurajeze sau chiar să-ți facă imposibilă participarea. Dacă puteți, veniți și semnați la kilometru 0, mă găsiți azi de pe la amiază, de pe la 12 și o să fiu tot săptămâna acolo, cam toată ziua de muncă, mai ales seara stau după ce se termină ambuteiajele, până pe la 7 stau la poșta centrală vis-a-vis de primărie și de sala cu orgă.
și mă ajutați mult cu like, share, eventual și cu comentarii. Rechinii sunt prea mari, Oleg, e foarte, foarte greu să treceți peste ei. Da, dar eu încerc, măcar să se vadă că e greu. Mă întreabă câte semnături am. Am 10% din necesar, deci mai mult de 200 de semnături. Dar asta înseamnă că în ritmul ăsta, până pe 11 iunie, nu o să reușesc. Dacă nu măresc ritmul, dacă nu vin să mă ajute mai mulți oameni, s-ar putea să nu reușesc. Început optimist de săptămâna a doua, nu?